1-0 pentru războinici. Au reușit să câștige primul punct al zilei. Acum la start, Asiana și Lola. 3, 2, 1. Pornesc fetele. Vă spuneam, este cel mai lung traseu de până acum în Survivor și mai mult ca sigur, concurentele și concurenții vor ajunge epuizați la final. Trece fără probleme. Avans pentru Asiana, trece fără probleme și de trepte. Acum împinge panourile, recuperează distanța Lola. Au ajuns la piramida peste care curge apă. Trec fetele fără probleme. În curând pe uscat se trăsc în patul labe, trec mai departe și de balansoar. Alunecă Asiana, pierde timp. Iată, acum Lola are avans de 2-3 metri. E specialitatea Asianei pe bârnă, n-are probleme, dar totuși Lola reușește să aibă avans. Vor arunca la țintă. Au 5 inele, 3 dintre ele trebuie să intre în acele lăzi. Ratează fetele. A fost aproape Lola de o lovitură bună, dar a sărit inelul din cușcă. Mai multe! Bravo! S-au dus să-și recupereze inelele, iată o nouă serie. Reușește Lola, o lovitură bună, avans pentru ea acum. Egalează Asiana, dar Lola vine imediat și diminuiește două lovituri perfecte. Aduce un nou punct războinicilor. 2-0 pentru echipa albastră. 3-0. Sus stânga la piramidă. De bară? Da. Vezi, aveți grijă. Da, sus stânga, te prinzi, pui un pas și te-ai dus. Acolo, da. Se învârte, eu eram. Cum ai pus, ai pus, ai luat... Te duci și faci un lucru. Da, te duci și duci pe partea, se lasă prea urât. Vezi, depinde, cu este mai ușoare, poate, știi? A, un pic, atunci, pe da. Partea care vrei, da. Se învârte. Alea de prin bârte. A, e ușor, da? Ți-am zis, mă, când ești aici încălcat și aștept să te ducă, te întorci cu fata și aștept în munte, ea. Nu încerca să alegi pe aia, poți să cazi, că așa face. Ai înțeles? Ai călcat pe aia și trebuie să te ducă. Dacă se rotește. Se rotește, dacă aș pe partea unde are ușa. Dar se oprește să... Nu se oprește, trebuie să stai. Grijă la piramidă să nu alunecați, fiind apă. Se alunecă rău. Trebuie să vă țineți bine și o să găsiți gaura potrivită să ieșiți ușor de acolo. Hai! Războinicii! După aia, Carina, ultima. Ea a fost în fața mea, da, aici alunecă. Și asta pe un cadru, pe cilindri, da. Tu perfect ai dus peste, mai bine să mergi peste. Tare, Ghiță, tare! Hai, Ghiță, haide! Haide, Criule! Mare, Cristi! Este 2-0 pentru războinici. Avem în față al treilea duel între Ghiță și Cristian. 3, 2, 1! Bunăți băieții, Cristian este nominalizat la eliminare împreună cu Andrei. Unul dintre ei, un războinic, va pleca acasă săptămâna aceasta. Iată-l pe Cristian acum având avans în fața lui Ghiță. Este foarte motivat Cristian după ce a avut două zile mai proaste pe traseu. Ajunge în fața lui Ghiță la piramide. Trece mai departe fără probleme. Ghiță în urma lui trebuie să concentreze și el mai mult. Ce tehnică are Cristian! A pășit pe cilindrii, vine din urmă și Ghiță. Continuă totuși Cristian să aibă avans. Va arunca primul Cristian. Va reuși și lovituri bune, hai să vedem. Reușește din prima, o lovitură perfectă pentru Cristian, apoi ratează, are avantaj Cristian în fața faimosului. Vine și Ghiță, reușește să egaleze, două lovituri perfecte pentru Ghiță. Avantaj pentru Ghiță, acum a răsturnat situația. Care va reuși? Lovitura decisivă este Ghiță! Bravo! 2-1 pentru războinici! La tehnică am dat aceleași mâini, același picior și am întins brațul. Faza e că pe traseu, unde încercați să dați mai mult, să dai paralel cu ceva pe traseu. Aluneci. Exact. Aici am alunecat, chiar am ud. Da,
da. Și când am vrut să mă împing, ai văzut, am picat eu după... Eu de-aia am alunecat în partea înaltă. Aici, la ultima, am alunecat când am vrut să mă împing. A, da. De-aia am căzut cu capul în nisip, ia uite. Hai, mă încetam, mă, prima a mers perfect. Credeai la fel de tare, știi? Cum a fost asta? Ai mers frumos. E ușor, da. Da, da, bă, trebuie să... Mă gândesc la cercurile astea, tu poți un patru labe mult mai bine. La care asta? Da, 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 la perioadă. Da, da, da. Ok? Ideea e că dacă tu fii mai înalt, dacă faci mersul pe tipul, o să te împotmolești puțin. Da, nu fac, nu, perfect. Da, dar degeaba ruptam să mă duc dacă la final nu câștigi. Gata, încetați cu de-astea că n-am ce faci. N-are nimic, rămâne aici, haide, haide, haide. Încredere, încredere, până la final. Până la ultimul punct. Haide, haide, 3, 2, 1 și fai moști. Da, sunt calm. Îl aduci pe al doilea, da? Calm, al doilea, da. Asta, asta vreau. Hai, toată lumea aici. Haide. Hai, hai, războinici, în sus. Haide, războinici. A alergat foarte bine pe traseu Cristian, dar la final Ghiț a reușit lovituri precise și și-a adjudecat punctul. A redus din diferență faimosul, scorul este acum de 2-1 pentru războinici. La start, Elena și Alice. 3, 2, 1! Hai, Alice! Dar Alice, da! Hai, Elena! Hai, Elena! Așa, Alice, bagă-l! Ajung pe rotative. Tare! Bravo! Pasă în față deja pentru Alice. Iată, și-a mărit distanța Alice. Acum a trecut și de treptele acelea mobile. Hai, Elena, haide! Așa, Alice, tare! Bine, putem și Elena din urmă. Coboară Alice și ajunge la piramidă, va urca prima pe ea. Hai, Elena, hai, Elena, haide! A rămas Elena în urmă, de-abia acum a intrat pe piramidă. Elena trebuie să facă ceva să recupereze din distanță. Prima pe nisip, Alice. De foame! Bravo, Elena, haide! Trece și de cei 5 cilindri. Așa, Alice, așa ești în față! Trece prin cercuri și merge mai departe. Prima care va arunca este Alice. Iată, ajunge la ultimul obstacol și ia acum inelele. Vine și Elena. Aruncă Alice, ratează prima lovitură. Ratează după aia, reușește Elena să bate pe jumătate un inel. Trebuie să-l împingă mai mult. Bravo! Bravo! Lovește inelul care stă pe marginea cutiei. Să vedem ce se va întâmpla cu acela. De partea cealaltă, Alice dărâmă. Nu reușește deloc să bage, ba da, acum Alice a căzut inelul Elenei. Este egalitate între cele două. Continuă să rateze fetele. Întinde brațul, calm, respiră. Din nou Elena, aruncă Elena. Ratează, lovește în stâlp. Până la urmă bagă Elena încă un inel. Este avantaj pentru faimoasă. Ia reparator. Să vedem replica războinicei. Egalează Alice. De partea cealaltă, continuă să rateze Elena. Dați un pic, fiecare dintre concurente își dispută victoria, dar avem fotofinish. Au intrat aproape în același timp cele două inele. E fotofinish. Când are 2-1 și e suficient un cerc. Ghiță, e suficient, are 2-1. Dar să calmeze. Fotofinish. Cred că așa ai fost prima, bravo. Deci așteptăm, că nu știm. Nu te lași. Eu zic că da. Vom vedea. N-am văzut că și eu odat, am văzut că ea încă o ridică prin mână. Curat mai repede. Da. Exact. Eu eram deja așa. Ridicat ea cu mâna, da. Și a zis că ei au ieșit înainte, adică Alice a dat înainte. Vezi că dacă stai puțin acolo. Dacă stai în profil, se duce mâna mai lungă. Te încurci puțin. Aia, da. Dacă una e așa, una e așa. E ok. Băi, am văzut că e punctul nostru, acum să vedem. Da, acum să vedem ce surprizele poate fi și a fost un fotofinish extraordinar. Dar, după ce am analizat imaginile, știm cine este câștigătorul. Primul inel care a intrat în cușcă. Este al Elenei. Și avem egalitate. 2-2. Haide, bravo. Haide aici, haide. Haide. 3, 2, 1 și fai moștri. Bravo.
Au avut 2-0 războinicii, au reușit să egaleze faimoșii. Acum este egalitate la 2. La start, în al 5-lea duel, Sony Flame împotriva lui Emanuel. 3, 2, 1. Pornesc și băieții acum. Trec fără probleme de primul obstacol, ajung la cele două plăci rotative. Un mic avans deja pentru Emanuel. Alergă foarte bine Emanuel și și-a mărit distanța față de Sony Flame. Bravo, bravo, dai foarte bravo. Ajunge Emanuel la piramide. Vine acum și Sony. Bravo, bravo. Trebuie să treacă de ea. Se cațără Sony Flame, a rămas vreo 5-6 metri în urma lui Emanuel. Se mărește avansul acum. Așa e, așa, tare. Emanuel a ajuns pe pârnă deja, trece, a plecat prin inele și iată-l pe Emanuel ajungând la ultimul obstacol, la cel în care trebuie să arunce la țintă. Trei inele, să vedem cum aruncă, ratează prima aruncare, vine acum și Sony Flame. Reușește Emanuel, o lovitură bună, una după alta, două lovituri, trei lovituri și închide duelul. Este punct pentru războinic, este 3-2 pentru echipa albastră. Bravo, mă. Aici numai la ăla te-ai pus un pic, în genunchi trebuie la băieți. Păi m-am pus, m-am pus și mi-au scăpat picioarele. Hop, da, și m-am ținut în mâini. Ai pierdut câteva secunde. Ai pierdut timp la rotativa aia, la prima. Da. Nu se învârtea, nu știu, m-am călcat în prima. E cu skepsis acolo, că dacă te duci mult prea în stânga sau mult prea în dreapta, lovește stâlpul. Lovește stâlpul și te blochezi în el. Știi care-i faza? Am luat, dacă aici ai în mijlocul, doar un picior pe mijloc și celălalt în altă parte ca să te întoarcă. Trebuie să te la final, stăm așa, nu? Da. Și stăm într-o parte? Stai într-o parte și dacă vezi că dai sus, te rog și eu, te mai în jos. Da. Hai că se poate, hai. E 3-2. Intră acum, Amy, poate ia pom. 3-3 și aia e. Mergem mai departe. Hai, Carina! Hai, Carina! Hai, Amy, cu credere! Haide! A lovit precis Emanuel și a reușit să puncteze în fața lui Sony Flame. Așa că acum scorul este 3-2 pentru războinici. La start, Amy și Carina. 3, 2, 1. Carina revine pe traseul Survivor după o perioadă în care a fost accidentată la un picior. Iată acum. Foarte bine, Amy, bravo! Haide! Amy are avans, a trecut, are un obstacol în fața Carinei. Carina în continuare pare că se menajează mai degrabă, nu are siguranță în piciorul acela. Iată ușor cum pășește de partea cealaltă. Amy ajunge acum pe piramidă. Care va trece prima de piramidă este faimoasa. Vine și Carina din urmă. Ajunge prima pe uscat, însă Amy. Cei 5 cilindri, Amy pășește pe ei și trece mai departe. La fel face și Carina. A ajuns pe pârnă. Amy acum și războinica. Trece faimoasa fără probleme, ajunge la ultimul obstacol, la cel de îndemânare. Cum vor arunca fetele? Vine acum și Carina. Punchește gaura, Amy. Iată-le la egalitate. Care dintre ele va reuși loviturile bune? Reușește Carina din prima. Egalează Amy de partea cealaltă. Încă două discuri pentru fiecare, dar este punctul Carinei. Este punctul Carinei. Au avut fetele lovituri foarte bune, dar Carina a fost un pic mai rapidă ca Amy. Punctul merge la războinici. Este 4-2 pentru echipa albastră. Stai jos. Dacă merg mai ușurel, cumva precaut, merge, adică trebuie să-i dau ușor, ușor. Stai pe bara a doua. Să încep să... Du-te, vorbește cu doctorul. Da, o să mă duc la doctor după. Bravo, că te încurcă, dar bravo oricum. Da, 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 nu pot să mă las foarte tare în el, dar oricum, e bine. Ar fi bine, da. Asta e perfect. Finalul ăsta. Alegem noi. Ia aleg, nu? Da. Alegi. Așa.
pe cine vreți voi. Și eu zic să stea Carina într-o asta. Să vedem că e rău automat. Și noi alegem primul. Automat, oricum. Ea trebuie să intre. Faceți cu cine vreți voi, cum vreți voi vă faceți. Nu știu, nu știu. Să alegi. Să aleagă pe cineva sau asta. Nu, asta nu oricum va juca. Păi da, da, contează cu cine. Contează cu cine? Da, de la noi ne poate scoate. Nu, okay, voi ieșiți primii. Da, are nu ardea de ieșit. Da, voi, eu, da, voi. Să nu vă scot așa, eu trebuie să joc. Tu ești obligat să joci. Trebuie să alegi pe cineva. Unul dintre băieții care... Unul trebuie să mă aleagă pe mine și unul a jucat deja cu Sony. Conduc din nou războinicii cu două puncte. Este 4-2 pentru echipa albastră. Acum la start avem noi dueluri. De data aceasta am Mihai împotriva lui Cristian. 3, 2, 1. Pornesc cei doi. Mihai este pentru prima oară pe acest rațeu. A fost lăsat în afara duelurilor în prima rundă. Cristian este și el în fața primului punct. Asta pentru că a fost învins în primul tur de ghiță. Acum Cristian însă alergă mai bine, reușește să capete avans în fața faimosului și a ajuns deja la piramidă. Trece și de piramidă războinicul Mihai de-abia acum. Primul pe nisip din nou este Cristian. Hai, Mihai, hai! A ajuns pe bârnă Cristian. Ești în fața lui! Trece prin cele șase inele. Vine acum și Mihai. Va arunca primul Cristian. Prima dată însă a aruncat destul de proș și a reușit ghiță să recupereze. Acum Cristian lovește de două ori, ratează. Are o lovitură bună, însă are un inel, două inele. Va apuca să recupereze Mihai, nu mai apucă, este punctul lui Cristian. Și este 5-2 pentru războinici. Foarte mișto. Bam, am dat în bară aici, nu? Nu? Welcome to my club. Am dat 3 din 3 sau? Da, nu, am dat una tare. Da, dar după 1, 2, 3. Bine. Oricum, primele două zile că sunt reglaj. Nu ar vrea la băiau ca să dea una. Bravo. Bravo. Da. Bravo. Și pe traseu cred că ai făcut cel mai... Mamă, n-ai luat. Și aici la sfârșit n-am mai tras tare. Am văzut. Am auzit, alergă, dă-i de picioare, dar aveam de ce, am zis, nu, mai mult, n-are să alergă. Nimic apă de cupere. Elena. Sunt Elena. 5-2. Hai că ia acum Elena. Ia. Eu, comparabil cu ei, îi fac pe toți pe traseu, nu fac griji. Da, e bine să profiți de timpul pe care îl câștigi pe traseu, da. Cum ai făcut acum, bravo. De Speedy Gonzales. Da, de Blue. Blue Arrow. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.